retras din gimnastică, Drăgulescu și-ar dori să joace într-un film. Îi plac filmele cu spioni. Drăgulescu a mers cu iubita la cinema să o vadă pe Penelope Cruz într-un film de spionaj. Îți plac filmele cu spioni? Da, sunt băiat, mașini, filme cu polițiști, cu spioni. Pe când un film despre Marian Drăgulescu? Păi nu pe mine să mă întrebați, pe regizor. Drama începutului de an se filmează în Australia, unde Djokovic joacă rolul principal. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe excepții, cu atât mai mult vorbind despre Djokovic, ar trebui să fie și un exemplu. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.